foarte corect politic. Nu, vorbit, numai de aia trecem la următorul portofoliu. Care asta, domnule, asta e viața, ce să faci? Care e următorul portofoliu? Că mă gândesc la... Ministerul de Interne. Băi, aici e tremurătoare situația, cu tremurătoare și chiar tremurătoare, păi, pentru că, din ce văd, e vehiculat în continuare omul pe care îl avem aici în spinare, l-avem, îl purtăm în spinare de atâția ani. Dom'le, trebuie să aibă un portofoliu, domnul Bode! Trebuie să-i dai ceva! Omul ăsta toată viața a fost ministru, pare că începe să fie mai mare parte din viața care a fost ministru decât... Cum o faci? Ne arată cu mâna! Vino partea stradă! E așa! Ia veniți aici, să stați așa, să ne vedem cu toții și o imagine mare de tot. Domnul Bode. Așa, dar ce-i cu oamenii ăștia? Și ce? Dar cu omul ăsta ce? Ce? Cine pe cine? Și tu ce vrei? Concret ce vrei? Da. Fost consilier comunal, trebuie să-i trecem în revistă realizările, un personaj care n-a în declarația de avere s-a împrumutat 100.000 de euro, n-a spus de la cine. Dom'le, nu putem să ne apucăm acum să vorbim de ce ar fi greșeală. Da, uite, pe asta nu știe nimeni. Că mai avem doar 3 sferturi de oră. Vrei să zic una? Îți zic ceva? Ceva inedit? Ceva ce nu s-a mai știut. Spun ceva ce nu știe nimeni? Hai să vedem cu ceva nou, că așa... În declarația de avere, ia fiți, stima stelică, în momentul în care credeți că la bună România nu se mai poate spune nimic nou despre domnul Lucian Bode, în sfânta zi de astăzi, 12 iunie 2023, țineți minte, mai venim cu informații noi despre domnul Bode. În declarația sa de avere, ministrul Lucian Bode menționează un împrumut. E bine să... Că s-a împrumutat, că îi trebuiau niște bani? Da. De la un cetățean. A luat 100.000 de euro. Și te uiți acolo, bă, de la cine a luat 100.000 de euro? Persoană, n-ai tu treabă. Nu spune cine. Nu spune cine, de la cine a luat. Domnul Bode, 100.000 de euro de la cineva. Domnul Bode s-a împrumutat 100.000 de euro și a zis că banii dă la finalul anului 2023 sau chiar 2024. Dar nu, 2023 era trecută ca dată scadentă. Trebuie văzut dacă i-a dat banii. Dar nu spune de la cine. Complet întâmplător, aflăm că i-a luat de la un consilier județean. De la un consilier județean... Dar că știa el de mult, în partid. A luat 100.000 de euro. Da, pentru că domnul consilier județean, ce să vezi, a trecut în declarația de avere că i-a dat cuiva 100.000 de euro și a spus și cui. E frumos. Stați deci, că nu s-a terminat. Acesta e un spectacol al întâmplărilor în care trebuie să dea explicații și nu știe ce să vă zică. E, se înroșește la față și începe să vă spună. Da, nu știu ce, cu tare. Începe... Vrei să dăm toate detaliile subiectului? Hai, să intrăm dacă tot ne-am adunat. Dacă tot ne-am adunat în jurul domnului Bode, care dă să devină din nou ministru de interne. Bode împrumută 100.000 de euro de la un cetățean. Cetățeanul, având o demnitate mică locală, scrie în declarația de avere că a dat 100.000 de euro cuiva. Având prea puțină demnitate. Dar mulți bani. Puțină demnitate și mulți bani. Așa. De la el din partid, mă, dă-mi și 100.000 de euro, că-mi trebuia, ți-i dau. Nu știu dacă i-a dat, rămâne de văzut dacă i-a dat sau nu i-a dat. În conturi n-ar fi avut suficienți bani ca să plătească datoria, ce să vezi, nici salariul nu era în condițiile în care trebuie să trăiască, să nu știu ce, să se îmbrace, să se încalți. Te gândești, aia, l-a mai păsui omul ăla. Și poate te gândești, bă, 100.000, nu spui cine, dar ăla spune, dracu, i-a dat. Cu ceva timp înainte, domnul care i-a dat 100.000 de euro Lucian Bode, și angajase fata pe undeva. Nu spune că la Ministerul de Interne că e râsul de pe lume. Deci dacă îmi spui așa ceva, ne ridicăm și plecăm de aici. Nu se poate, domnul Zafi. Deci dacă îmi spui că în urma acestei întâmplări sau în concordanță cu această întâmplare se întâmplă și o angajare, eu îți voi spune. Bă, nu se poate. Nu are cum să se întâmple chestia asta. E prea mult. E un pic prea mult pentru noi să suportăm așa. Organismul nu tolerează așa ceva. E un pic prea mult în legătură cu omul acesta. E o situație absolut bulversantă, acest om, o situație inexplicabilă spre care ne uităm sigur consternat. Și el se uită la fel de consternat către telefon în aceste momente. Vă spun că așa e domnul Bode, vă spun că nu-i greu de priceput omul. Ia uitați-vă că vorbesc cu băieții ăștia de 10 minute despre mine și n-am primit încă mesaj. Direct la CNA mă duc. Ha! Deja mi-a făcut drum încolo. Uite așa, parcă-l văd pe domnul Bode. N-am primit mesaj. Gata! Amendă 10.000 de lei, 10.000 de euro, gata! Nu mi-au trimis mesaj, vorbesc despre mine fără să-mi trimită mesaj. Așa e, așa s-a făcut, așa e condamnarea pe care am primit-o. Asta e condamnarea pe care am primit-o. Nu trebuie să dați mesaj. Domnului mesaj să-l întreb. Dați-i mesaj domnului Bode, subliniați subiectul și spuneți-i domnului Bode că dacă vrea să intervină, să ne explice, să ne lămurească cu dragă inimă. Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, are mai multe credite, însă cel mai mare este de 100.000 de euro pe care l-a luat în 2022 și trebuie să-l achite într-un an. 2022-2023. A evitat creditul de la bancă și a preferat să ceară bani de la o persoană fizică. Bode mai are un credit ipotecar pe 20 de ani, un altul de 226.000 de lei, un card de credit de 20.000 de lei și un împrumut de nevoi personale
dă 2957 de lei. Și un overdraft de 100.000 de lei. Problema e că dacă aduni veniturile domnului Bode... Veniturile nu pot să echivaleze împrumuturile. Nu are cum să plătească datoria într-un singur an decât dacă vinde din proprietăți și ne-am uitat nici prea proprietăți nu prea are decât dacă vinde casa pe care o are la Cluj și rămâne fără casă. Deci e controversată povestea. Dar mult mai interesant este de la și cine a luat... Și că stă în Pambacian, pe acolo, dacă nu mă înșel. Unde e? În Zambacian? Zambacian, Pambacian. În Pambucian am în putea Zambacian. Spune că stă... Pe lângă Adrian Năstase, așa mi s-a spus, așa păi am înțeles. Acolo stă... Sau acolo stă cu chirie, poate stă la cineva, nu știu. Așa mi s-a spus că a fost o problemă pe strada respectivă și așa s-a argumentat. Dom'le, aici stă și domnul ministru... Bă, când ne apucăm să vorbim, îți dai seama că ne oprim foarte greu. Tocmai de aia, de multe ori, să știți că încercăm să nu ne apucăm. Să nu ne apucăm de vorbit în legătură cu situația asta. Bun. Domnul Zăfie. Acum, întrebarea este următoarea, domnul Buzeanu. A fost fica celui de la care am împrumutat el 100.000 de euro angajată de domnul Bode undeva sau nu? La minister. Ca să putem să coroborăm cele două situații, împrumutul domnului Bode și angajarea fiicei împrumutatorului, nu? Creditorului. Dacă le sincronizăm... Mai întâi angajată și apoi s-a împrumutat. Este ca la balamuc. Deci dacă se întâmplă lucrul acesta pe care mi se înalez, la nivel de întrebare, domnule, nu e afirmație, e nu? La nivel de întrebare, domnul Buzea. O întrebare pe care noi îndrăznim să o punem. Atenție, faptul că îndrăznim să o punem înseamnă că e ceva acolo, nu la temelia acestei discuții. Este, domnul Buzea, că noi nu întrebăm. Noi știm că a fost angajată. Eu zic, tocmai de am întrebat. Întrebarea nu e... E retoric. Întrebarea e dacă ți se pare interesant sau nu. E absolut interesant. Că persoana de la care a împrumutat domnul Bode 100.000 de euro a avut o fică angajată în ministerul domnului Bode și pusă în niște consilii de administrație. Deci vă spun că cred că ar trebui să începem să spunem lucrurile pe care nu le-a făcut. Astea mi se par din ce în ce mai interesante, lucrurile pe care a reușit să nu le facă domnul Bode în această funcție. Omul acesta este o persoană greu justificabilă. De ce te-ai reprezenta cu omul ăsta în continuu, tu ca partid? De ce ți-ar părea important să fii reprezentat la cel mai înalt nivel, continuu, cu acest om? Care e noi, mă? Care nu-mi dau seama ceva în scapă și vă dați seama că noi ne ocupăm totuși această emisiune de vreo 6 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate mai punem încă 6 ani. Dar în experiența noastră, am trecut prin Dăncilă, Dragnea, Tudose, toți oamenii ăștia, acolo de bine de rău mai reușeam să punem, să înșurubăm niște explicații. Bă, aici este, vă spun sincer, vă spun dezarmat, când aflu că va fi și nou guvern, vă spun dezarmat pur și simplu, bă, n-are noi, mă, n-are sens. N-are sens această și ca situație. Să știe, ca să știe tot publicul, așa... Dați-mi un pic din declarația asta de avere. Ia să vedeți. Ia dați un pic pe ecran. Viitorul ministru de interne. Bă, e bine că se vine cu oameni noi, nou guvern, că până la urmă încep, e un nou început, sigur, luăm de la capăt, noi oameni din guvern. Uite, de exemplu, domnul Bode. Nu, eu cred că așa s-a pus problema. Și domnului Bode ce-i dăm? Ce portofoliu îi dăm domnului Bode? De aici s-a plecat. Ăsta a fost punctul de plecare în discuție. Așa mi se pare că... Nu, e pare ceva obligatoriu. De multe ori am senzația că e trecut în PNRR. Deci este un jalon PNRR. Și domnul Bode, ministru. Și vor veni și vor spune, domnule, vezi tranșa 4-a? Trebuie să-l aveți pe Bode în guvern. Altfel nu se explică. Hopa, a apărut clasamentul. Hopa, deci, clasamentul. Deci asta este declarația de avere a celui de la care a împrumutat Bode. Că Bode, în declarația lui, spune că s-a împrumutat persoană fizică, nu dă numele. N-a vrut să-i facă reclamă. Celui de la care s-a împrumutat, i-a plăcut să se semnaleze ca fiind genul care îl împrumută pe mai marele PNL. Adică în favoarea lui este. Uite, sunt genul ăla de om. Ăsta ar trebui să fie, nu declarația de avere, să fie CV-ul domnului acestuia. Dom'le, uitați cu ce mă ocup, am împrumutat până și ministru de interne. Deci e un fel de a fi influent totuși. Sunt genul de om care îl împrumută pe Lucian Bode. De-aia lui i-a plăcut să scrie acolo și domnului Bode nu i-a convenit faptul că a trebuit să-l nominalizeze. Deci asta să știe domnul Bode că iată, este momentul de față public cum s-a împrumutat și câte și mai câte bun. Nu știe domnul Bode că e o chestie publică. Păi de atunci el de ce a trecut persoană fizică? Pentru că e o chestie pudică. N-a vrut să... Vrei să vă arăt? Deci declarația domnului Bode că asta e... La unui public, la unui pudică. Nu era acum momentul să ne... Da, și așa. Dacă ne-a apucat discuția... Dar dacă ne-am amintit, dacă ne-am osteit, ca să fie... Ne simțim bine. Ca să vedeți și domnul Coam aici. Auzi, avem pe domnul Bode care stă cu ochii pe telefon și l-avem de la CNA pe un domn care stă cu ochii pe cronometru. Cât au vorbit? Ia uite, 10 minute. Păi și-au alocat doar 5 minute celorlalte ministere. De ce la Ministerul de Interne se vorbește
Pentru deja că de 10 cutremurător de important, domnule. Păi, dar stai, domnule, un pic, deja am depășit timpul, domnul Zanfir. Nu mai avem, domnule, bani să plătim la amenzi. Hai să terminăm, să schimbăm, să trecem la alt minister. Că deja nu ne mai permitem, deja suntem în 10 minute de când vorbim de domnul ministrul de interne Bode. Deja intrăm în contradicție cu legislația CNA. Se vorbește prea mult. Gata, domnule, dacă este prea mult, atunci ce n-ai să... ce n-ai să mai spun? Da. 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 Interesant. Bun, haideți să prezentăm și ceilalți miniștri și după aia poate mai intrăm în detalii, poate mai luăm o ratatură pe final, că n-ai cum, n-ai cum, ai prea... Bun, asta este. Asta. Hai să vedem, ce ministere mai aveam? Ce ministere? Avem la energie domnul Virgil Popescu, care pare ceva de asemenea fixat acolo. Păi stai lumea, antena cu internele, corect. Deci... Păi nu, m-am gândit că e rezolvată treaba la internet. Nu e. Avem și doamna Nicoleta Pauliuc și domnul Cătălin Predoiu. Sau chiar domnul Cătălin Predoiu. Domnul Cătălin Predoiu este în momentul de față premierul României. El a mai fost, are acest păcat al premieratului, interimar. Tot timpul este genul de premier interimar și genul de premier care este discutat ca fiind premier, ca potențial premier. Tot timpul se vorbește de domnul Predoiu ca fiind premier fără să devină premier. Maxim interimar. Deci, practic, în această situație ne aflăm acum. Domnul Predoiu este vehiculat acum și în funcție de posibil ministru de interne, dar e atât de bun la justiție, e păcat. Sigur, justiția va trece la PSD și nu mai are cum să fie domnul Predoiu acolo. Pe de altă parte, o văd și pe doamna Pauliuc vehiculată, tocmai ca să pară mai multe nume și să pare că, domnule, a câștigat postul, au fost mulți pe loc. Deci erau 3-4 pe loc. Doamna Pauliuc este trecută acolo ca să pară competiție mare de tot, să pară mulți în competiție și sigur câștigătorul domnul Bode, că e ridicol să fie singur pe post, să fie singur pe loc. Am mai trecut acolo și trecem și domnul Predoiu și doamna Pauliuc și așa mai departe. Domnul Zanfir, propun să trecem la Ministerul Energiei. Nu, propun, hai să nu trecem, că e păcat să nu... Că acum vor fi discuții în Partidul Național Liberal. Stai, lume, că e în interesul legitim al telespectatorilor, da. Și unii dintre telespectatori poate sunt membrii PNL. Da. Și poate când se va discuta acum repartiția ministerelor, poate e important de precizat și acest aspect. Vă rog. Deci am arătat declarația de avere a ministrului de interne Lucian Bode, care ar fi împrumutat, nu, care a împrumutat 100.000 de euro de la un cetățean, a spus că îi dă într-un an. Da. Noi am făcut niște calcule, nu înțelegem cum anume poate da bani într-un an. Da, până la urmă. Dar asta e la omul ăla, talentul omului. Dacă i-a dat bani lui Bode. Bun, am prezentat și declarația de avere a omului care i-a împrumutat bani. Omul care i-a împrumutat bani se numește domnul Dumitru Blaga și este consilier județean, n-are legătură cu celălalt Blaga, dar are legătură cu Georgiana Blaga. Doamna Georgiana Blaga este fica. Fica domnului creditor. Fica omului care i-a dat 100.000 de euro împrumut. Când te cheamă Blaga, trebuie să ai legătură cu Ministerul de Interne. E ceva, sigur, pe cale de consecință. Nu, Vasile Blaga, îl vezi în zona aia de Minister de Interne. Așa mi se pare. Și am găsit un articol în Ziar de Cluj, dacă puteți să... Problema nu e că ai găsit, problema e că ai căutat. Nu, aici e problema. Mi-a sărit. Sau ți-a sărit în ochi. A sărit în ochi. Da. Dați un pic, haide să vedem, bă, când stabiliți acum. Da. Cine vă conduce acolo la partid. Și scrie acolo, în Ziarul de Cluj. Vrei să citești titlul? Cu voce mai plăpândă un pic, ca să nu pară agresivă, să nu pară că... Georgiana Blaga, fica de milionar, dusă de Lucian Bode în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații și a periat contul de Facebook de pozele de pițipoancă. Asta este articolul publicat în legătură... Ascensiune fulminantă pentru o tânără din Șimleu, Silvaniei, școlită la Cluj. Georgiana Blaga, fiica unui milionar din Sălaj, consilier județean PNL, a fost dusă pe linie de partid la București de Lucian Bode, președintele PNL Sălaj, ministru al transporturilor la acea vreme și instalată în funcția de consilier personal, titrează jurnaliștii de la Ziar de Cluj. Sexy Sălăjanca, așa cum o numesc jurnaliștii de la Ziar de Cluj, n-a făcut pui cu ghilimele de rigoare sub tutela lui Bode, dar răsplata pentru perioada în care a prestat sub fostul ministru a venit după. A fost numită membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații și în cel al Grupului de Exploatare și Întreținere Palatul CFR SA București. Îndată ce a intrat în atenția presei, Georgiana a avut grijă să își perieze contul de Facebook și să-și șteargă toate pozele de, ci scriu jurnaliștii, manelară de Sălaj. Are 27 de ani, este licențiată în relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai, are un master în managementul dezvoltării afaceri tot la Babeș-Bolyai, dar este și acționar la Simex cu acțiuni în valoare de 680.000 de lei. Potrivit declarației de avere postată pe site-ul ANI, tânăra deținea un apartament de doar 110 metri pătrați în Cluj, pe care l-a cumpărat în 2013, când avea 19 ani. Da.
angajată la firma de mobil a familiei Simex, unde a obținut un salariu de 19.695 de lei. Membru în Consiliul de Administrație al acelei societăți, de unde a obținut o indemnizație de 28.000 de lei. A mai obținut 4.327 de lei, cât a fost consilier al ministrului Bode. Deci, doamna a fost consilier al ministrului Bode, după care a fost numită de domnul Bode în două consilii de administrație, da? La, la Radiocom și la grupul în exploatare și întreținere Palat CFR. În regulă, o tânără de perspectivă pe care domnul Bode a promovat-o la București, a numit-o consilier personal al ministrului la 27 de ani. E firesc, când vrei, la pensie. De vreme, după care două consilii de administrație interesante. Tu nu să fii... Până aici totul ar fi în regulă, da. Doar că ulterior domnul Bode se împrumută fără șanse de a returna în timp util banii 100.000 de euro de la tatăl doamnei. Deci, practic, e ca împrumutul pe care l-avem noi în România. Ce face domnul Buzeanu? Mai mult în PIB, adică depășește PIB-ul împrumut. Cum e domnul Buzeanu povestea asta? E copleșitor. Nu știu, a ridicat pragul precum Statele Unite ale Americii. Nu știu, domnul Zafir, ce vreau să-mi aduc aminte și îmi dă în cap. Domnul Bode la pupitru Parlamentului României, când într-o situație mai tensionată cu o moțiune simplă împotriva sa... Așa, făcând ghilimele, punând pentru prima dată în istoria domniei sale ghilimele, în timp ce vorbea despre noi, niște jurnaliști, și punea așa ghilimele, niște jurnaliști. Da. Mai te-aduce aminte momentul? Îmi amintesc perfect momentul, festiv, dar aș vrea să știu. Putem să intrăm și pe articolul din Recorder? Deci viitorul ministru de interne sunt niște Postul informații și viitorul. Despre viitorul. Păi nu, sunt niște informații clare. Deci, domnul Bode a promovat la București în calitate de consilier personal, după care a numit în funcții de consilii de administrație bine plătite, pe fica celui care ulterior i-a dat 100.000 de euro pentru un an de zile, da. Deși domnul Bode nu poate matematic să dea 100.000 de euro înapoi într-un an de zile. Dar și profesorii le-au promis o grămadă de bani pe care n-au de unde exact, să-i răspundeți. Exact, cum guvernul a dat seama profesorilor, poate el a dat seama și colegului de partid. Da. Dar nu știm, e interesant că cu câțiva ani înainte, doi ani înainte, fica celui care urma să împrumute ajungea la București, bine mersi. Ca o, ca o stranie coincidență. Am zis consecință, coincidență era cuvântul. Bun. Domnul Zafir, uitați aici niște imagini. De la Recorder. De la Recorder cu o situație prin care de asemenea trece acest domn Bode. Apropo, deci, ce putea face cu 100.000 de euro? Mașinăria imobiliară a primarului din Sinaia, Lucian Bode, ultimul client. Ce domnul Bode? Este omul cu tremurător de impolat toate gubele. În cursul anului trecut, prăvălia imobiliară a familiei Oprea, adică primarului de acolo din Sinaia, zic jurnaliștii de la Recorder, l-a servit cu un teren și pe unul dintre cei mai puternici colegi de partid ai primarului. Deci e vorba despre secretarul general al PNL, ministrul de interne Lucian Bode. Terenul provenea dintr-o pădure administrată de Rom Silva, ai cărei arbori fusese rărași sub pretextul amenajării unui complex sportiv care nu a mai fost realizat niciodată. Bode a cumpărat terenul cu un discount pe care cooperativa primarului din Sinaia rare ori îl acordă, spun jurnaliștii de la Recorder. Știi în ce an a cumpărat Bode terenul ăsta? Zice că în anul care s-a împrumutat 100.000 de euro de la tatăl celei pe care a făcut-o consilieră personală a ministrului a 27 de ani și a plasat-o în două consilii de administrație ulterior. Domne, astea sunt simple coincidențe. Unde este domnul... Unde este domnul Cene? Cum îl cheamă? Dă-mi scapă și mie numele. Domnul de la Cluj. Da, cum îl cheamă? De la Cluj! Am citat dintr-un ziar din Cluj mai devreme. Dar cum îl cheamă? Da, îmi scapă și mie. Cum îl cheamă, domnule? Uite-mă că te amendează omul și nu mai ții minte cum îl cheamă. Mă fac că nu mi-aduc aminte. Cum îl cheamă, domnule? Da. Cum îl cheamă, domnul de la Cine? Omul guvernului în Cine? Jucan, domne. Domnul Jucan. Noi am prezentat niște informații citând surse din presă, da. Jurnaliștii care au publicat documentele, sigur că dau totul documentat. Deci, stați că n-are sens, că eu am dat aproape în bâlbâială, de vorbesc ca domnul Ciucă sau ca doamna Deca. Domnule, eu nu am nicio opinie aici. Bode a cumpărat un teren, o demonstrează Recorder. În anul în care am împrumutat 100.000 de euro. De la cine? De la colegul de partid consilier județean. Care ce? Care e milionar. Și care mai ce? Care are o fată. Și ce-i cu fata aia? Păi pe fata aia a făcut-o consilier personal domnul Bode. Când? Când era ministru al transporturilor. Și atât? Nu. Și alte lucruri. Cum ar fi? Membru în Consiliul de Administrație la două companii puternice. Aoleu, și care e problema? Păi problema e că Bode acolo? A luat 100.000 de euro cu promisiunea că îi dă într-un an în condiții în care el nu produce suficient cât să-și plătească datoria. Ce a mai făcut Bode în anul în care a luat 100.000 de euro pe care nu știm cum i-a plătit înapoi, dacă i-a plătit înapoi? A luat un teren. De unde aflăm? De Recorder. Google it. Dumitru Blaga. Să-l ai.
Iraj, Georgiana Blaga, fica, Lucian Bode, ministrul, Recorder, publicația, Ziar de Cluj, pentru poze de pițipoancă. Mulțumim, domnul Jucan de la CNA. Domnule, domnul și colegii lui. Atunci vreau și să te... colegii lui. Nu, 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 domnul Jucan. Și colegii lui. Domnul... Nu că domnul Jucan nu e o, nu e o majoritate. Uite, așa ridicau toți mânuțele. Domnul Zafir, nu așa. Două excepții notabile, îi salut. Notabile, da. Trei. Bun. Dar aici vreau să intervin brusc și dramatic și vreau să te întreb. Și salutăm cu ce gust rămân telespectatorii în urma acestor dezvăluiri? Un gust de... Cu ce gust rămân telespectatorii noștri? Asta e situația. Deci i-ați dat lui Bode mesaj? Dați-i mesaj. Să avem... N-a răspuns. Domnul Bode a fost contactat spre a intra în această emisiune pentru a discuta această interesantă speță. Legitimitatea discuției pornind de la posibila sa nominalizare, renominalizare ca ministru de interne. Să explicăm de ce e important pentru telespectatori. Am readus o serie de elemente biografice din viața miniștrilor vehiculați pentru cabinetul Ciolacu. Domnul Bode a fost invitat, vă spuneam, a primit mesajul, încă nu a anunțat dacă dorește să intre. Noi, sigur, până la încheierea emisiei, îl așteptăm. E bine, domnul Jucan? E bine? Eu zic că e foarte bine, domnul Jucan. E bine și pentru Cluj? Și, e și, chiar și de la Cluj se vede bine povestea asta? Și vreau să te întreb dacă... Uite, ce mi se pare interesant și aici vreau să rămânem într-o stare de admirație și să încheiem cu... Mă gândeam la, ce, la gustul cu care rămâneți dumneavoastră în legătură cu acest subiect și cu domnul Bode în general. Așa ni s-a spus la cinea, domnule. Cu ce gust rămân telespectatorii în urma acestor emisiuni? Bun. Și mă gândindu-mă la gustul noastră, mă gândeam așa, domnule, uite ce e remarcabil la omul acesta, că omul diversifică, are diversitate, diversifică problemele, pentru că nu poate să rămână într-o singură problemă. Omul îți vine cu o paletă întreagă de problemuțe. Îți vine, uite, acum cu o nouă problemă. Îți vine cu problema aia, nu le mai înșirăm. Tot timpul vine și produce o nouă problemă. Nu stăm în nu trenăm într-o singură problemă când e vorba de domnul Bode. Vine și exemplifică o paletă întreagă, ceea ce sigur ne lasă într-o stare de admirație, pentru că nu e ușor pentru singur om să producă atâtea probleme continuu. Bă, nu e ușor. E ceva remarcabil, e ceva ce ca să ne îndreptăm spre publicitate.